Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! UTA, care folosește stadionul lui Hermannstadt drept stadion propriu în acest final de an, întâlnește Oțelul Galați. Este ultima partidă din etapa a 16-a, ultimul meci din Superliga, înainte de pauza pentru echipe naționale. Un meci între două vecine de clasament. UTA este în locul 11, Oțelul locul 12, Oțelul o campioană a remizilor. Maziel pasă pe culoar și o primă intervenție a portarului Iacob la mare ocazie la tată de Alexandru Pop. Vă spuneam, acest stil la care echipele din România nu se pot adapta, cu pressing, cu o condiție fizică excepțională, și este penalti pentru Oțelul Galați pe care îl dictează Radu Petrescu. Se aude fluierul. Cisotti impecabil de această dată și Oțelul deschide scorul după doar 2 minute și jumătate. Este un meci încă o dată extrem de important pentru Dorinel Munteanu, care a fost campion cu Oțelul ca antrenor, evident, în 2011. Are 55 de ani. Cum spuneam, este un meci extrem de important pentru că ambele echipe sunt la fel de aproape de retrogradare ca și de play-off. 18 puncte pentru UTA, 17 pentru Oțelul. Primul loc de play-off, cel ocupat de Petrolul. Centrare și este 2-0 pentru Oțelul, minutul 5. Fantastic început, înscrie Alexandru Pop, a 6-a reușită în acest sezon. UTA Oțelul 0-2. Corner bătut excepțional de Viere pe 5 metri. Gata! Nu știu ce înseamnă ăsta lui Dorin Munteanu. Probabil că Oțelul betonează acum apărarea. Excelentă această execuție a lui Cisotti, excelentă deviere a lui Miguel Silva, excelentă prezența lui Pop acolo. Vârful născut în Argentina. Trecut cel pe la Viitorul. 6 goluri. Și iată 2-0, Oțelul, atenție, n-a înscris niciodată în acest sezon în campionat 3 goluri. Sau Lucasen. Centrare bună și lovitură de cap expediată de Marcelo Freitas. Brazilianul care a avut tupeul să-și asume, a avut curajul, tupeul în sensul bun al cuvântului, să-și asume executarea penaltiului din finalul meciului cu Dinamo. Iată cât de bine se găsesc pe teren, iată ce frumos vine această tranziție. Este un 3 contra 3 cu Pop căutând un culoar, pasă excepțională. Pop, minune! Minune realizată de Oțelul Galați, dubla lui Pop. Și Oțelul conduce cu 3-0 după o fază senzațională. 3-0, Dorinel Munteanu își păstrează cumpătul. Delir pentru suporterii Oțelului, pentru prima oară în acest sezon. Oțelul dă 3 goluri într-un meci, nu într-un meci, în 30 și ceva de minute. Excepțională fază, toată de când s-a recuperat mingea până aici. Excepțional. Bodișteanu, asist perfect, Pop, execuție de o eleganță minunată. 7 goluri pentru Alexandru Pop. Oțelul refuză să bubuie baloanele, abia acum mingea este trimisă, dar nu bubuită, ci exactă spre Pop, excepțional, Maziel, Pop în fața hat-trick-ului, Pop scapă spre poartă, este ajuns din urmă și este doar corner. Aici Alex Pop și-a arătat limitele, un vârf care se respectă, poate declanșa o viteză suficientă încât să rămână acolo și să înscrie. O altă acțiune excepțională a Oțelului. Îți ies mai ușor toate execuțiile. O pasă în spatele lui Stolnic. Mingea este recuperată excelent de Pop. Pop, să vedem continuarea. O pasă pe marginea careului. Teleș, șutul lui Teleș, 4-0, Oțelul. Samuel Teleș. Prima reușită a lui Teleș
în campionat. Nimic nu anunța un asemenea rezultat. Nu te puteai gândi sub nicio formă la un asemenea rezultat. E, asta este o pasă greșită, importantă, de Živulić. Oferă o șansă, cu o minge excelentă pe culoar. Ocazie de gol și se ratează și de aici. Ratează Fabri, pasă excelentă a lui Cristi Mihai. A vrut să dea sus, sub bară, dar a dat 3 metri peste. Probabil că cele 5 schimbări făcute au stricat un pic echilibrul Oțelului. Și iată golul de onoare, marcat de Tiberiu Căpușă. Jut frumos în plasa laterală. Încă o șansă pentru UTA, care obține penalti. Este faultat Rareș Pop. El am destul de mare al lui Rareș Pop. Are ceva emoții. Bozoancă, dur Bozoancă, ghicește colțul, dar nu poate opri mingea. 4-2. Victoria este însă incontestabilă și obținută cu foarte mare lejeritate, în ciuda acestor două goluri reușite pe final. Deci de la UTA cred că se aude și fluturul de sfârșit al partidei. Un milion de reluări la acest penalty.